Bun găsit, stimați telespectatori, vă spune Teodor Curpaș la o nouă emisiune educativă. Întotdeauna obișnuiam să merg în școli și să fac emisiunile acolo, la fața locului. De-aia spune Școala Sădmăreana. De data asta am decis altfel, să vină școala la televiziune, școala prin doi reprezentanți deosebiți, pe care i-am ales după multe, multe gândiri ale oamenilor. M-am consultat cu mai mulți oameni și am găsit să invit în studio doi elevi de la Colegiul Național Mihai Eminescu. Este vorba de Fanea Alexandra, din clasa a 10-a, și despre o veche cunoștință, Buzgău Horațiu, tot din clasa a 10-a, de la Colegiul Mihai Eminescu. Eu vă mulțumesc că ați venit în studio, vă mulțumesc că ați fost în stare să vă lăsați orele, poate cele preferate, ca să fiți astăzi în studio, dar să știți că sunteți motivați, să fiți liniștiți de treaba asta, că directorul, domnul Pop Ioan, și dirigenții voștri știu despre invitația pe care v-am făcut-o în studio. Ce mai faceți? Foarte bine. Foarte bine. Știți de ce v-am invitat? Aș vrea să discutăm o serie de lucruri văzute de niște oameni care au început liceul, sunt pe la mijloc și nu l-au terminat, dar gândurile voastre se îndreaptă spre viitor. Eu am încredere în tineret, în tinerii care sunt capabili, și de aia v-am invitat să vedem câteva lucruri care trebuie să le abordăm. Apropo, de ce ați ales Colegiul Mihai Eminescu și nu v-ați dus la o altă școală? Eu am ales Colegiul Național Mihai Eminescu deoarece am fost conștient încă din clasele mici, încă din clasa 5-a, că este cel mai bun liceu din județ, un liceu care este recunoscut la nivel național pe baza rezultatelor obținute la diverse olimpiade, concursuri, și un liceu unde sintagma fapte nu vorbe este perfect valabilă, adică rezultatele la bacalaureat și la evaluare națională au fost cele pe măsura cunoștințelor elevilor. Rezultate deci, foarte bune. Deci te-ai interesat din timp despre liceul acesta, despre Colegiul Mihai Eminescu, deși să știi că mai avem școli valoroase în județ, nu trebuie să le neglijăm, care fac o concurență Colegiului Mihai Eminescu. Și chiar o concurență zdravână. Alexandra, îndrăznesc să te întreb, ce-ți place la colegiul ăsta, la liceul ăsta al vostru? Îmi plac foarte mult profesorii și... Da, sunt niște profesori excepționali și foarte buni și știu să predea lecțiilor și materiilor cu atâta dragoste încât mă fac să vin la școală cu atâta drag, nu ca și ceilalți copii, ca și alții de la alte licee sau așa. Și colegii îmi plac foarte mult, copiii de la liceu îmi plac. Nu sunt așa cum zice ceilalți, da. Cum zic ceilalți, sunt foarte buni și amabili. Da, e un lucru extraordinar. Cunosc colectivul și sunt mândru de colectivul acesta. De fapt, este elita învățământului nostru. Da. Acolo, cred că 80, mai mult de 80% sunt profesori cu gradul întâi, cu oameni cu experiență, cu pregătire temeinică. Da, e un colegiu foarte bun și marea masă a elevii. Am spus marea masă. Da. Mai sunt și excepții. Da. Și marea masă a elevilor sunt tot așa. Dar ce nu vă place la colegiul ăsta? Ce nu ne place? Da. De exemplu, eu anul acesta fac prea multe ore. Prea multe ore. 30 e prea încărcat programul. Da, 34 programa. De ore. E mult. E mult. Este mult. Deci e prea încărcată programa, dar asta nu e vina colegiului. Asta nu. Nu, asta e vina, știa cu ea, să vă spunem pe aia dreaptă. Ea de la Ministerul Învățământului, care vezi că miniștrii la învățământ se schimbă cel mai mult. De la Revoluție încoace am avut vreo 18-20 de miniștri. Și fiecare vine cu ideile lui și prea mulți dintre ei au cam ocolit școala. Dacă ocolești școala, nu poți să pătrunzi tot ce trebuie pentru copil. Acolo trebuie să fie oameni care gândesc pentru copii. Și atunci totul va merge bine. Ce nu-ți place, Horațiu? Cum spunea și Alexandra, numărul de ore este destul de mare, dar
cred că nu este o problemă a liceului, cum spuneați dumneavoastră, este o problemă a ministerului. A învățământului în general, numărul mare de ore, care, în opinia mea, s-ar putea rezolva procesul de învățare, s-ar putea fi mai, probabil mai atractiv pentru mai mulți elevi, dacă s-ar aborda o structură mai cu un număr mai puțin de ore. Da, e adevărat, sunteți aglomerați. Eu aș încerca să discutăm o problemă mai dificilă. Văd că am cu cine discuta și treptat o să vă introduc în mai multe lucruri. Mă gândesc la un lucru. În liceu, elevii își formează, iau un model de la dascăl, de la un diriginte, de la un profesor anume. La unul ia punctualitate, la altul felul de a vorbi, la altul interesul pentru soarta copilului, altul este cu un suflet extraordinar, altul este atât de pedant cu el și atât de exigent, încât este exigent și cu ceilalți, cu clasa. Și aveți așa ceva deja? Ați fixat un model în școală? Sau luați de la fiecare câte ceva? De la fiecare sunt de părere că trebuie să luăm câte ceva, deoarece avem un colectiv de profesori foarte bine pregătit, profesori într-adevăr excepționali, care cunosc materia lor și nu numai, au o cultură generală din toate domeniile, în special pe această cale vreau să-i mulțumesc domnului diriginte Maiorescu, domnului profesor de matematică. Mamă, ce diriginte ai! Într-adevăr, un om extraordinar care ține colectivul clasei unit, care prin calitățile dânsului face din noi o clasă cu totul și cu totul specială. O să-i mulțumesc și eu lui domnul Maiorescu când îl întâlnesc. Eu știam despre dânsul multe lucruri și să știți că a fost o perioadă destul de lungă când a condus destinele învățământului din județ. A fost inspector general și unul dintre cei mai temenici oameni. Ca profesional, cred că este foarte bun. Într-adevăr. El știe să și glumească, știe să și dar vă pune la înțelegere. Alexandra? Da, profesoara Ziman este excepțională. Este o profesoară de română foarte bună și are cultură generală mai mare decât mi-am putut imagina. Are. Are și pe toți ne tratează cu atâta drag și ne spune, puilor, vă rog frumos să învățați, mâine dați test. Nu ne spune, mâine dați test, învățați, puilor. De fiecare dată ne zice, da, puilor. Are felul ei de a fi. Da. În primul rând este o mamă extraordinară, are un copil reușit, care a dat bacaloriatul cu mine. Și avea emoții mama pentru copil. Da. Și am fost de mai multe ori la bacaloriat și recunoșteam elevii dumneai ei după felul de a se prezenta și a vorbi. Și spuneam, asta din clasa lui doamna Ziman. Și eu o felicit, e o profesoară de excepție, am toată stima față de dânsa, a scos generații deosebite și se comportă cu multă finețe. Da. Cu multă finețe. De fapt, literatura, când vorbești despre frumos, despre estetic, despre sublim, nu poți să fii un om dur, ci mai gingaș. Știți, Alexandra și Horațiu, eu obișnuiesc în emisiune cu cine fac emisiunea, ca să-i cunoască lumea bine pe cei pe care i-am invitat, îi rog să spună câteva cuvinte în 2 minute despre familie. De unde proveniți, ca să știe lumea cu cine vorbesc. Acum o să afle cu cine vorbesc despre gândirea voastră, dar de unde veniți? Mă numesc Buzgău Horațiu, cum ați prezentat și dumneavoastră. Sunt din orașul Tășnad. Pot să spun că provin dintr-o familie cu totul și cu totul specială, o familie care mereu a fost alături de mine, m-a susținut, m-a ajutat, m-a îndrumat în toate deciziile pe care le-am luat și o familie de care sunt foarte mândru. Da, cu ce se ocupă? Că mi-a zis mândru, dar cine sunt părinții tăi? Tatăl și bunicul meu dețin o societate agricolă, mama mea este profesoară de chimie. Și deoarece ei dețin o societate agricolă, prin aceasta a reușit să-mi insufle și mie acest lucru, practic mi-a intrat în sânge și îmi place foarte mult activitatea lor și asta doresc să urmez în viitor. Să nu spui că ești a treia generație care mergi pe aceeași linie. Da. Exact așa, da? Da. Am nimerit.
Cunosc familia și cunosc și intențiile lor despre tine, dar și intenția ta de a te realiza într-un anumit domeniu. Alexandra? Și eu provin într-o familie foarte specială care a fost mereu alături de mine și m-a susținut în toate activitățile care le-am avut. Tatăl meu este medic, chirurg, iar mama mea este economist. Și eu aș vrea să devin medic, pentru că tatăl meu este chirurg, sora mea este medic și ea și fratele meu este medic, dar nu ei mi-au insuflat acest lucru, ci eu, de mică eram. N-a venit tata să spună, Alexandra, vei fi medic? Niciodată. Chiar m-a dus în sala de operație când a operat un om și a sperat să nu-mi placă medicina. Dar când m-a văzut, a rămas uimit. Eu aveam în privire o strălucire pe care o am și la teatru și când joc pe scenă. Și de aceea mi este foarte greu să aleg între actorie. Alexandra, eu când nu știam că ești fiica doctorului Fanea, un om cunoscut în județul ăsta și nu numai, un om cu prestanță, un om cu bun simț, un consilier care se gândește la locuitorii municipiului, care face foarte mult. Dar eu când te-am cunoscut, te-am cunoscut întâmplător, de ziua lui Eminescu. În fața bustului lui Eminescu te-am auzit interpretând și mi-am pus întrebarea, mergi la arte? Nu cred că o să merg la arte. Mergi la arta medicină. Da. Medicina este o artă extraordinară. Da. Cine vorbește urât despre medicină înseamnă că nu știe nimic. Este ceva extraordinar. Este. Eu vă mulțumesc că ați vorbit despre familie. Ce am constatat? Amândoi proveniți dintr-o familie unde educația este pe primul loc. Și asta se vede. Și felicit pe părinții voștri pentru că se interesează de voi și acolo unde familia se interesează de copil, școala colaborează cu familia, atunci rezultatele sunt extraordinare. Și asta s-o știe și colegii voștri, s-o știe și lumea care ne privește și ne privesc foarte mulți oameni, că trebuie să existe o colaborare în domeniul educativ între școală și familie. Alexandra, ce aștept de la anul 2014? De la anul 2014? Aștept să joc din nou pe scena teatrului din Satul Mare și aștept să fie vacanța de vară, deoarece mă duce tati la spital ca să fac un fel de pregătire. Ce frumos! Vreau să spun că nu greșește. În statele mari, de exemplu, eu am stat 2 ani în Montreal și acolo se întâmplă ceva ciudat. Elevii în vacanță nu merg la plimbare. Merg și lucrează. Și lucrează pe bani, se angajează. Îi chiar angajează patronii. Și este un lux pentru un elev atunci când este primit să lucreze undeva. Și își face și niște bani, nu că sunt săraci, că acolo nu prea sunt săraci. Au salarii bune, părinții trăiesc normal, fără grijă a zilei de mâine. Dar un patron, un fabricant, nu-l pune în locul lui director fără să treacă de la măturător până prin toate fazele ca să știe ce înseamnă întreprinderea și producția. Horațiu, ești dator cu un răspuns. Da, de la anul 2014 eu nu am o așteptare anume, ci în primul rând îmi doresc ca Bunul Dumnezeu să ne dorească sănătate, că dacă vom avea sănătate vom reuși să trecem prin viață și vom reuși să le ducem toate la bun sfârșit. Frumos! Știți, întotdeauna parcă anii trec nepăsători pe lângă noi, timpul nu se mai întoarce și uităm ce a fost. Totuși eu vă întreb, care a fost cea mai mare satisfacție a voastră în 2013? 2013, cea mai mare satisfacție a mea a fost când am putut să petrec timp cu bunica mea. Aceasta a fost cea mai mare satisfacție mea. Deci te apropie gândul acela cu ce apropiați, de fapt. Da. Da, este o chestie foarte, foarte, e de suflet. E de suflet, da. Cea mai mare satisfacție mea în anul 2013 a fost pe parcursul verii, când am participat la activitățile care au loc în societatea comercială deținută de
familia mea. Această satisfacție a constat în faptul că am văzut că ceea ce îmi place, sunt bun în ceea ce doresc să fac. Deci mă pricep la ceea ce urmează sau sunt, cum aș putea zice, compatibil cu gândurile care le am pentru ceea ce urmează în viitor. Deci am văzut că probele și provocările lansate de societate chiar mă caracterizează. V-aș întreba, părinții își fac timp să discute cu voi, așa, într-un consiliu de familie restrâns, despre gândurile voastre, despre împlinirile voastre, despre neajunsuri, neîmpliniri. Discute cu voi, caută să pătrundă în sufletul vostru. Sau voi discutați cu părinții? Cu toate că părinții mei sunt foarte ocupați, în special tatăl meu, totdeauna familia a fost pe primul plan. În orice moment am avut o nedumerire, în orice moment am avut nevoie de un sprijin, de un ajutor, a fost alături de mine atât tatăl cât și mama mea, dar nu în ultimul rând bunicul meu. Tot timpul, oricât au fost de ocupați, și-au făcut timp și pentru mine. Frumos, e frumos. Dar ce discutați? Ce probleme discutați? În discuții s-ar încadra orice probleme aș avea la acel moment, legate de școală, legate de viață în general. Nu m-am oprit sau nu am avut niciodată nicio rezervă față de ei. Orice problemă am avut, le-am spus-o și m-au ajutat și sunt sigur că mă vor ajuta și în continuare. Au încercat să vă dirigeze, au încercat să pătrundă în sufletul vostru, că e foarte important. Unii copii sunt închiși, nu spun. Eu cred că cel mai frumos e să-i spui păsul tău, trăirile tale sufletești. Ai momente când stai în dubiu și nu știi cum să procedezi. Cere sfatul părinților. Da, pe plan profesional vorbesc cu tata, iar pe plan sentimental vorbesc cu mama. Ce interesant, așa? Așa. Da. Deși să știi că fetele sunt apropiați de tată. Sunt, da, dacă vorbesc despre băieți cu tate. A, bine, a pus piciorul în prag și a pus termina. Da. Să știi că le înțelege pe toate. E un om care are capacitatea de a înțelege. Eu vă cunosc familiile și îi respect pentru capacitatea lor, pentru omenia lor și pentru bunul simț care îl au. Este extraordinar. Apropo, voi frecventați biblioteca? Da, Biblioteca Județeană. Cum să nu? Sunt membra grupului Interact și am venit cu un proiect de colectare de cărți de la diferite licee ca să le donăm bibliotecii județene. Și... E frumos, dar pe mine mă interesează. Nu să frecventați ca o persoană ce trece pe la bibliotecă. Biblioteca înțeleasă ca un focar de cultură. Desigur. Ați devenit șoareci de bibliotecă. Că în studenție, să știți că dacă nu ești șoarece de bibliotecă, la facultățile zdravene, nu prea faci față. La agronomie vei găsi niște cursuri deosebit de interesante unde trebuie să și memorezi, să ții minte și la medicină nu vorbesc. E și tocială. Este. Altfel nu faci față pretențiilor cursurilor universitare serioase. Eu vă îndemn să fiți... Dar mergeți la bibliotecă că vă impune cineva sau că vreți voi? Vrem noi. Cel puțin eu. Dacă mergem la bibliotecă, trebuie să mergem din plăcere. Deci nouă să ne placă. Nu are rost să mergem împinși de la spate, deoarece trebuie să fim conștienți de importanța cărților și importanța culturii în viața oricărui om și de importanța exercițiului. Trebuie să ne exersăm mintea, cum a spus și dumneavoastră, la facultate vom avea mare nevoie. Și trebuie din timp să... facem acest lucru, să citim și să memoria să o împrospătăm mereu. Alexandra, ce citești? De când eram mică, îmi plăceau cărțile științifice, enciclopedii. Mami îmi dădea povești de acestea cu copii, cu jucat, da, enciclopedii în special. Da. Acum sunt adolescentă, am început să citesc cărți de dragoste. Literatura adevărată. Da. Și asta e impusă, bineînțeles, pentru da. Bacalaureat. Da, da, da. Să nu o neglijați, pentru că a devenit bacalaureatul totuși un lucru serios.
vorbim despre bacalaureat, voi vedeți rezultatele care sunt, că în licee, în general, cam 50% pică la bacalaureat. Înseamnă că 50% n-au ce căuta în liceu. Voi credeți că toată lumea trebuie să aibă liceu? Eu sunt de părere că nu toată lumea trebuie să aibă liceu și inițiativa legislativă care a adoptat-o guvernul în legătură cu școlile profesionale, în opinia mea, este foarte bună, deoarece meseriile lipsesc cu desăvârșire, meseriile care sunt indispensabile vieții, ceasornicar sau pantofar sau multe alte meserii tâmplar, care chiar în ultimul timp tinerii nu s-au mai îndreptat spre aceste meserii, s-au îndreptat spre cursurile teoretice, care în opinia mea ar trebui să meargă doar o anumită categorie, restul să se îndrepte spre meserii. În străinătate, meseria e apreciată extraordinar și câștigă foarte bine meseriașii. Un strungar de precizie câștigă enorm, un lăcătuș, un frezor, un rectificator. Sunt meserii extraordinare pentru producție. Nu poate exista dezvoltarea industriei fără ingineri, fără capacitate, iar muncitorii aplică ceea ce gândesc ei. Da. Așa este. Alexandra, ce părere ai de faptul că școlile profesionale încep să prindă viață? Că la un moment dat, miniștrii ăștia noștri le-au cam desființat. Și acum revin. Este foarte bine. E adevărat. La fel cum a spus Horațiu, avem nevoie de meserii, pentru că mulți se îndreaptă spre cursurile teoretice și ceilalți, ca să urmeze și ei un curs teoretic, chiar dacă sunt mai slăbuți la învățătură, se duc și ei. Și se opresc la bacalaureat. Da, și se opresc la bacalaureat. Și înseamnă că au făcut liceul de pomană, s-au cheltuit părinții cu ei. Așa e. Da. Aș vrea să vă întreb, în școală, de când mă știu eu, așteptam ora educativă, ora de dirigenție. Era o plăcere să discut, am avut o dirigintă extraordinară în Beiuș și abia așteptam pentru că discutam probleme de viață, de conduită, de comportament, de ținută, de bun simț, de respect. Se mai țin orele astea de dirigenție? Da, bineînțeles, cel puțin vorbesc în numele clasei noastre. Orele de dirigenție au o importanță deosebită. Prin cultura generală a domnului profesor Maiorescu, ne spune lucruri deosebite, ne deschide orizonturile spre ceea ce dorim să urmăm în viață și, în opinia mea, sunt ore foarte, foarte, foarte bune. Da. Unii profesori am auzit că la ora de dirigenție își fac materia lor, că n-au terminat și odată îi pregătește pentru ceva test, odată au o simulare, odată nu știu ce. Școala nu e simulare. Școala este școală. Și să ne intre în cap. Uitați-vă voi, s-a inventat o săptămână altfel, sau da. Școală altfel. Da, altfel de școală. Școala e școală. Toată ziua barurile pline de copii când e săptămâna aia și nu, n-avem ce vizita în satul mare, trei obiective. Așa. Muzeul și nu știu ce. Nu se pierde timp aiurea, mai ales că sunt atâtea vacanțe. Mai multe zile nelucrătoare decât lucrătoare. Mai sunt și astea bisericești, mai sunt și alea oficiale, mai e ziua drapelului, ziua imnului, ziua națională, mai e vacanța de primăvară, vacanța de iarnă, vacanța de vară. Realitatea este că nu se face carte temeinic. Deși noi o facem puțin îngrămădită și așa ne plângem că e îngrămădită, dar trebuie să facem școală axată pe specialitate. Și să facă din omul acela, din elev, din sufletul lui, care se modelează destul de ușor, omul viitorului. Eu v-aș întreba, cam ce meserii credeți voi că sunt bănoase astăzi? În opinia mea, din câte am auzit și ultimele studii spun că meseriile în domeniul IT, în domeniul informaticii, aduc un venit destul de mare programatorilor, dar programatorilor buni. Cei care sunt foarte buni chiar în ceea ce fac, pot să le aducă un salar pe care îl așteaptă cu toții, dar și alte meserii, de exemplu afacerile de familie, care sunt de părere că sunt foarte importante, muncind pentru tine, vei dezvolta ceea ce au început alții sau chiar, de ce nu, vei începe tu și îți va rămâne ție și urmașilor tăi. Și este foarte important, după părerea mea. Voi credeți că
toată lumea poate să fie programator, că acum în școlea asta se face, te duci la, la trăiesc ca Ieți, o comună de nici n-ai văzut de ea, un sat, și e plin de calculatoare. Nu știu dacă, dacă asta îl formează pe om. A trăi într-un mediu propice și a învăța unul de la altul, a transmite și a asimila, contează mai mult. Atâția sunt cu calculatorul, încât deja țara asta cred că suntem primii la calculatoare. Noi cumpărăm cele mai multe calculatoare din Coreea, din alte țări, pentru că devine și o afacere pentru unii. Într-adevăr. Devine și o afacere. Alexandra, te-am auzit la 15 ianuarie, aici în fața bustului lui Eminescu, la colegiul vostru, unde a fost o manifestare extraordinară, te-am auzit interpretând în mod deosebit pe Eminescu. Chiar îți place Eminescu? Îmi place Eminescu. Desigur că îmi place. Este un poet excepțional și... Crezi că facem destul pentru el? Nu. Așa e, Alexandra. Am auzit oameni care se cred mari, vorbind urât la adresa lui Eminescu, chiar spunând, ce e atâta Eminescu? E un poet ca și ceilalți. Geniile nu se nasc așa cum cred unii. Geniile se nasc la sute de ani. Și fericirea noastră trebuie să fie în faptul că s-a născut la noi Eminescu. Știi că în facultățile mari ale lumii, la universități, la facultățile de specialitate, se predă un semestru Eminescu, așa cum noi învățăm la literatură universală, la facultatea de filologie, despre Goethe, despre Schiller, despre Heine, despre Byron, ce știu, despre Lermontov, despre Pușkin, așa învață ei despre Eminescu. La ani rotunzi, la sărbătorirea lui Eminescu, se dezvelesc busturi, statui, se dă nume de străzi, de biblioteci, de instituții de cultură în lumea asta. Când ieși de la Vatican și vezi strada Mihai Eminescu și vezi imediat biblioteca Mihai Eminescu, îți crește inima, te simți atât de puternic. Ei, nu înțelegem lucrurile acestea și cred că profesorii trec prea fugitiv peste Eminescu și atunci când predai Eminescu este o sărbătoare. Înseamnă foarte mult. Și mă bucur, Alexandra, că îl iubești. Și cred că sunt mulți elevi și m-ar bucura care gândesc așa cum gândești tu. Eminescu este tot ce avem mai bun. Exact. E făuritor de limbă. Este extraordinar. E o plăcere să vorbești despre el. E o plăcere să-i tălmăcești gândurile lui. El a spus, nu vezi, a dispărut tot ce e legat de patriotism, de patrie și tot ce derivă de la cuvântul acesta. Nu mai vorbim în școală, nu mai e nevoie de dragoste de glie, dragoste de țară, de neam. Nu mai vorbim despre asta. Disco și se brambureală și dă tare, vezi că te duci la o nuntă și nu mai poți să comunici cu nimeni nimic. Urlă, difuzoare, noroc că avem tehnică, că muzică nu. Așa, tehnică da. Avem, se aude bârâit mare, puternic și restul nimic. Eu v-aș întreba ce înseamnă notele pentru voi? Pentru mine notele înseamnă rodul muncii, sau cel puțin asta ar trebui să însemne, rodul muncii după ce te-ai pregătit pentru un test sau pentru un examen sau pentru o evaluare în general. Eu cred că nota înseamnă rodul muncii și reflectă cunoștințele. Asta trebuie să reflecte. Alexandra, cum? Mie nu mi se pare la fel. Deoarece, când ai un test, tu memorezi. După aceea uiți. De ce să înveți pentru o notă? Mai bine înveți pentru tine, ca să știi. Adică, nu întotdeauna valoarea muncii tale este apreciată corect de o notă. Exact. Poate că dacă răspunzi primul, n-are cu cine te compara. Așa e. Și zice, mai îi dau 9, că poate el al altui e mai bun. Și atunci. Dar realitatea este că trebuie să înveți pentru tine. Însă notele astea te ține la un echilibru.
trebuie să muncești pentru ca să-ți vezi valoarea muncii tale pe parcurs. Ceea ce asimilezi și selectezi, pentru că memoria, uitarea aparține memoriei. Da. Că dacă ai ține minte, tot ai tâmpi. Așa. Atunci omul selectează ce trebuie să reții. Și aici se vede, cel mai greu în școală este să înveți cum se învață. Să înveți cum se învață. Cine vine și numai citește și spune ca papagalul, ăla nu e învățat. Trebuie să selectezi, să scoți din 17 pagini o pagină cu o schemă principale frumoasă, cu puncte care trebuie să reținute, cu completările care trebuie să le aduci. Știți, văd acum o serie de oameni politici care spun că țin discursuri. Aiurea. Ei vorbesc, că vorbesc ei așa, să se afle în vorbă. Discursul are niște legi. Nu orice discurs e discurs politic. Orice cuvântare. Eu, sincer, îmi place cum gândiți și cred că munciți mult. Dar cum vă distrați? Cum mă distrez eu? De exemplu, mă duc într-un local cu prietenii, stau o oră, mai povestim. Sau mergem, ne plimbăm. Sau vara merg foarte mult cu bicicleta. Așa mă distrez eu vara. E frumos sport. Foarte și frumos. Și complet, da. Ca foarte. Și în notul. Da. Horace, cum te distrezi? La disco? Nu, nu frecventez aceste locuri, ci mai mult mă distrez prin relaxare, prin not, prin plimbările cu bicicleta sau prin ieșirile în oraș, cum zicea și Alexandra, cu prietenii, mai schimbăm o vorbă, mai discutăm. Pentru mine asta înseamnă relaxare. Da. V-aș întreba, ce înțelegeți voi prin recunoștință? Prin recunoștință înțeleg aprecierea unui anumit lucru, să fim recunoscători pentru ceea ce avem sau pentru ceea ce primim de la un anumit subiect sau de la o anumită persoană. Și ai simțit vreodată că trebuie să ai recunoștință față de cineva? Da, bineînțeles. Cred că avem cu toții ar trebui să avem o recunoștință față de profesori care, metaforic vorbind, își dau sufletul pentru noi, ne explică, ne ajută, ne îndrumă. Cred că profesorii merită să le fim recunoscători și nu cred că le-am putea, un simplu vă mulțumesc, nu cred că ar putea echivala munca depusă de ei. În general, când fac emisiuni cu mai mulți oameni, așa pe rând, le pun o întrebare foarte ciudată, care mă frământă. Și văzând că sunteți niște tineri capabili, vă pun și vouă. Mă acceptați? Sigur că da. Fiți foarte atenți. În școală, când începi să înveți geografia, doamna profesoară sau învățătoare chiar spune că avem o țară mare, frumoasă și bogată. Într-adevăr, așa este. E mare, e frumoasă și bogată. Are munți, are ape, are bogății subterane, minereuri de toate felurile. Se luptă lumea să aibă, să ia aurul nostru. Nu vorbesc că petrolul și multe le-au luat. Avem inteligența. De ce trăim sărac? În opinia mea, o problemă de actualitate ar fi faptul că oamenii trăiesc repetitiv și gândesc standard. Mulți sunt lipsiți de perspectivă, fac programul, rutina zilnică, în următoarea zi au de la început, ne introducând nimic nou în viața lor și, în opinia mea, asta ar fi un lucru, deoarece nivelul de trai în România este foarte, foarte scăzut. Alexandra, de ce trăim sărăcăcios? Poporul ăsta trăiește sărăcăcios. Așa este. Noi trăim sărăcăcios pentru că majoritatea tinerilor care termină facultatea pleacă în alte țări și merg cu ideile lor inovatoare acolo ca să dezvolte țara aceea. Iar țara aceasta, a noastră România, rămâne fără idei inovatoare, fără să ne dezvoltăm. Îmi place că te-ai legat de cuvântul inteligență, că am spus că avem multă inteligență. Alexandra, ai observat că foarte mulți doctori, ingineri, profesori, foarte mulți olimpici
sunt vânați, pleacă afară și își pun inteligența în slujba altor țări în loc să rămână aici, pentru că noi, țara, am cheltuit cu ei foarte mulți bani până s-au format. De la grădiniță, cu căldură, cu educatoare, cu jocuri, toate sunt cumpărate, toate sunt pe bani grei. Salariile dascălilor de-a lungul a 13 ani de școală sau 12 ani. Și în loc să-i oprim aici, ce ar trebui să facem? Ca să rămână toți aici. Să le putem asigura un viitor aici. Pentru că ei nu au certitudinea că vor avea un loc de muncă sau nu. Mai mare este certitudinea că vor avea dincolo. Mă adresez și fiți atenți. L-am auzit pe președintele țării, pe Băsescu, vorbind că 3 milioane de români sunt afară și că și-au găsit locul și s-au stabilit. Dar spunea cumva cu mândrie. Asta e chiar o mândrie? Că pleacă afară și își lasă casa, își lasă neamurile, își lasă pământul, cei dragi și merge să lucreze afară. Ce mândrie vede el în asta? În opinia mea nu este o mândrie. Acest lucru ar trebui să ne îngrijoreze cu toții, deoarece inteligența, tinerii, ideile noi pleacă, ne părăsesc fiind atrași de străini. Străinii apreciază foarte mult tinerii din România, deoarece sunt foarte bine pregătiți. Școlile românești pregătesc tinerii în așa fel încât în străinătate fac față tuturor provocărilor sau marea majoritate a provocărilor tinerii reușesc să le rezolve. În opinia mea ar trebui să găsim măsuri, chiar dacă nu într-o zi, două, dar nu foarte mult timp, să reușim să-i atragem, să nu mai plece. Prin diferite programe sau guvernul ar trebui să lanseze anumite facilități pentru ei. Da. Deci important este să-i reținem oamenii valoroși. Că din păcate aia pleacă. Oamenii valoroși. Aia sunt primiți. Aia știu să selecteze oamenii. Și capacitățile noastre merg afară. Da. În loc să rămână aici să contribuie la dezvoltarea țării. Mulți pleacă în străinătate, probabil se gândesc și la termenul de familie. Probabil când își vor întemeia o familie, copilul va avea alte facilități la școlile din străinătate, în opinia lor, crezând că asta este mai bine. Și voi credeți că școala ei învață mai mult ca noi? Eu sunt de părere că nu învață mai mult decât noi, dar fiecare, după părerea mea, este responsabil pentru ceea ce face și își asumă plecarea. Uite, la olimpiadele internaționale, eu mă bucur, foarte multe premii le iau românii, și la chimie, și la fizică, și la matematică. La limbi străine suntem printre cei mai buni. Se spune că românul s-a născut poet. Și eu am toată încrederea în treaba asta și poporul acesta este capabil. Să știți, se nasc oameni valoroși la noi. Și printr-o muncă ordonată devin chiar mai valoroși. Nu întâmplător aia umblă după ei, aia de afară. Școala acolo se face mai mult, mai utilă pentru copii, pentru că învață de la început practic. Da. Nu multă teorie. Învață în viață, de exemplu, trunchiul de con, îl desenează, îl desface și arată unde se folosește, că turnul bisericilor, că nu știu ce, imediat merg la toate lucrurile practice. Noi învățăm și formule de toate feluri, știm și aria și nu știu ce. Sigur, noi învățăm foarte mult. De aceea avem un creier extraordinar. Românii sunt recunoscuți peste tot. Când merge un român care a terminat o facultate zdravă, nu universități din astea care se nasc peste noapte. Nu. Vorbesc de universități și facultăți zdravene care pregătesc oameni ca lumea. Mai există în țară la noi. Mai există încă. Am avut emisiune cu rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj. Ioan Pop Aurel, academician. Extraordinar. Aici în studio. Atât de frumos a vorbit despre studenți, despre capacitatea lor. A spus că 46.000 de studenți cât are cuprinde universitatea aceea, cu toate formele de învățământ, acolo există atâta creier, atâția oameni valoroși care trec pe acolo. Eu mă bucur când aud de Cluj, e într-adevăr un centru extraordinar. Ați auzit de Vasile Lucaciu? Desigur, da. Da? Noi în județul Satu Mare
vorbim mereu despre el. Și acum, în câteva zile în urmă, nu s-a sărbătorit nimic, de fapt. Că nu suntem în stare să sărbătorim. Dacă era ziua comunei, nu știu care, toată lumea era la sărbătoare acolo. Da. Așa se obișnuiește la noi și, din păcate, trebuie să ne debarasăm de treburile acestea, pentru că festivismele fără rost nu-și găsesc locul astăzi în mentalitatea oamenilor simpli. Noi, județul, apreciem pe Lucaciu, este un tribun al românilor, al ardelenilor. A luptat pentru drepturile românilor, cum nimeni n-a făcut-o. Constantin Medrea, autorul statuii din centru, rămâne unul dintre cei mai mari sculptori și ne mândrim cu lucrarea lui. Voi obișnuiți să mergeți la un vernisaj de expoziție, la de pictură sau la un concert la filarmonică sau la o piesă de teatru? Obișnuiți să mergeți? Da, în opinia mea, cultura are un loc foarte important în dezvoltarea oricărui om. La orice vârstă, cultura este foarte importantă. Vernisajele făcute adesea la Muzeul Județean sau piesele de teatru de la teatrul din oraș. De asemenea, filarmonica, concertele de la filarmonică sunt într-adevăr foarte importante și pe mine personal, când le frecventez, chiar mă relaxează. Un alt factor care mă relaxează și mă destinde de activitățile cotidiene. Da, e frumos. Merg mai departe cu... Eu sunt foarte curios și vedeți că vă pun întrebări din toate domeniile. Voi umblați la biserică? Da, eu în fiecare duminică sau în fiecare sărbătoare, cât pot, într-adevăr, în anumite împrejurări, se ivește una sau alta și nu reușesc să merg. Dar cât de des pot, merg la biserică, deoarece sunt conștient că doar astfel putem reuși în viață și astfel ne va ajuta Bunul Dumnezeu. Dacă vom reuși să mergem la biserică, ne vom ruga și vom face fapte bune. Știi, eu fac deosebire între a fi religios și a fi credincios. Religios sunt aleșii noștri care din când în când, din 4 în 4 ani, mai trec pe la biserică. Se vadă lumea și să-și facă propaganda. Aiurea, aia nu e propaganda. Propaganda e prin ceea ce faci și cine ești. Valoarea ta, aia e propaganda. Nu trebuie să mergi să-l prezint pe unul să spun că e grozav când nu e grozav. Important e să fii conștient de faptul că ai valoare. Și valoarea trebuie apreciată în timpul vieții, nu după. Da. Dacă ați auzit, vorbindu-se, că se spune în Biblie că fiecare își poartă crucea lui și că Dumnezeu este iubire, oare noi știm să ne purtăm crucea? Oare noi trăim în iubire? Nu credeți că ne-am apărut prea mult răutatea, invidia, ura, dușmânia? Și asta nu duce la progres. Nu duce la progres. Voi simțiți pe pielea voastră. Se simte și în școală invidie și o ură care și dușmânie, nu vădit, dar o simți că există în jurul tău. Pentru că oamenii s-au transformat. Dar nu în bine, din păcate, în rău. Așa e societatea asta. Ce ar trebui să facem? O altă problemă, într-adevăr, este distanțarea oamenilor de biserică și faptul că oamenii doar atunci îl caută pe Dumnezeu, atunci merg la biserică, în momentul când au de greu, iar când le apare un necaz, încep să se distanțeze, zicând, de ce tocmai mie mi s-a dat Dumnezeu prin aceste necazuri? În opinia mea, chiar vrea să încerce omul și chiar în acele momente ar trebui să fim mai credincioși și să fim siguri că Dumnezeu nu ne va părăsi în momentele grele și ne va ajuta, chiar dacă ne lansează anumite provocări. Eu sunt de părere că noi trebuie să fim buni prin fapte bune, prin dragostea față de aproape, că adesea se spune, dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, iubește-ți aproapele. Dacă reușim să ne iubim, să iubim pe cei din jurul nostru, să-i ajutăm, să fim alături de ei, atunci cred că Dumnezeu va fi alături de noi și nu va fi nicio problemă, toate vor fi foarte bine. Da, frumos, chiar frumos.
Alexandra, dacă ar trebui să te întreb, care este materia preferată pe care o studiezi în liceu, din multele materii, că ai vreo 12? Am 18, nu? Câte? 18. 18 materii. Numai să numeri până la 18, dar apoi să înveți 18 manuale și să duci la îndeplinire 18 programe. Care este materia care te atrage în mod deosebit și de ce? Materia care mă atrage în mod deosebit este biologia, dar în special anatomia. A, referitor la, te gândești, la viitorul tău. Da, dar sincer, biologia, cea cu plantele și așa, nu mă atrage deloc. O învăț că trebuie botanica. Da, botanica. Da. O învăț doar că trebuie învățată. De exemplu, în clasa noastră am avut în primul semestru genetica. A, deci am iubit, am mâncat cartea. Da. Am citit de mai multe resurse. După aceea, în al doilea semestru, am avut plantele. Cu conifere, cu flaci, cu tot felul. Nu am putut să rețin mai nimica. Dar am învățat că să nu iau note mici, să zică ai mei că nu învăț. Păi. Alexandra, când un om este fericit, ce ai fericire? Ce ai fericire? Când te simți împlinit. Când... Ce frumos, da. Când? Când ai zâmbetul mereu pe buze și nu este unul fars. Când, pur și simplu, tu ești fericit și încerci să-i faci și pe ceilalți fericit. Adică asta să dai ceva din sufletul tău, să-l faci și pe ăla fericit. Da. Se spune că fericirea constă în bani. E adevărat? Da, de unde? Nu constă în bani. Nu, deloc. Constă în să faci ceea ce îți place, nu în bani. Cu banii nu poți cumpăra sănătate, prieteni. Da, prieteni poți cumpăra. Aceea faci. Da. Aceea faci. Prietenia adevărată ține cât viața. A, exact. Așa este. Voi aveți prieteni? Da. Da, într-adevăr am prieteni și consider că am mulți prieteni adevărați, deoarece un proverb spune că un prieten adevărat când îți dă mâna îți atinge inima și este foarte adevărat. Acest lucru l-am simțit în momentele în care m-am aflat în impas, m-am avut nevoie de ajutor, foarte mulți prieteni adevărați au sărit să mă ajute și acest lucru îl apreciez. Alexandra, vorbeai de bani. Vreau să spun că am văzut foarte mulți oameni bogați nefericiți. Și am văzut oameni săraci, fericiți, care se mulțumesc cu cât au și cu cât le-a dat Dumnezeu. Câte clase sociale avem acum în România? În România sunt, în opinia mea, oamenii bogați, oamenii de mijloc, oamenii și oamenii săraci. În opinia mea, trei clase importante. Bineînțeles, mai derivă din ele și altele, dar acestea trei sunt cele mai importante, în opinia mea. Da. Ce aș vrea să spun? Știi că a dispărut clasa de mijloc. Avem numai clasa aia de bogați, o clasă mică, dar care sunt putrezi de bogați, pe care nu îi întreabă nimeni cum s-au îmbogățit. Oare de ce nu îi întreabă? Pentru că și ei sunt tot așa, care ar trebui să îi întrebe, au probleme. Ăia nu dorm bine. Ăia n-au somn, să știi. Și clasa de mijloc a dispărut și a rămas clasa săracă, mare, pătura asta de oameni din țară care sunt săraci. De-aia v-am întrebat că trăim în sărăcie. Și sigur, voi știți cât câștigă un profesor începător. Într-adevăr, salariul unui profesor începător, de asemenea și a unui medic, sunt salarii foarte mici. Știi că merg acasă cu 7 milioane. Dacă și soțul și soția sunt în învățământ, tineri amândoi, îi mănâncă păduchii. Asta e realitatea. N-au cu ce-și cumpăra haine, să plătească chirie, să își meargă la un spectacol, să-și cumpere o revistă. Apropo, ce ziare apare în Satu Mare? În Satu Mare apare, în părerea mea principală, ziar Gazeta de Nord-Vest. De asemenea, mai apare Informația Zilei și cred că cele în limba maghiară. Și cele în limba maghiară. Voi știți vreo revistă literară din țară? În țară, acum, după părerea mea, foarte multe reviste s-au distanțat de cultură, de literatură. Foarte multe
adoptă... E adevărat că sunt multe reviste în afară, dar literare. Știți că în Satul Mare apare o revistă care este unica revistă de poezie, Poesis. O conduce George Vulturescu de atâta timp. Și o revistă care s-a impus pe plan mondial, nu numai la noi, în țară. O revistă extraordinară. Extraordinară. Apar reviste la Târgu Mureș, Vatra, apare Familia la Oradea, apare în București, apare în Iași, în centrele mari, sunt reviste literare. Și Baia Mare are. Universitatea din Baia Mare scoate o revistă foarte frumoasă și o conduce un sădmărean, domnul Glodeanu Gheorghe, profesor universitar, un om deosebit. Eu am vorbit despre prietenie. Vedeți, prietenia adevărată a unui tânăr se formează în liceu. Facultatea nici vorbă. Acolo mai rămân câțiva, poate se căsătoresc și devin colegi de viață. Dar adevărata întâlnire, adevărata prietenie este, se dovedește la întâlnirile, la an rotund, la cifră rotundă, după liceu. Acum vii la liceu să te întâlnești după 30 de ani și nu mai ai liceu, că s-a mutat, s-a retrocedat clădirea. Și știți ce sentiment este atunci când te duci să-ți te întâlnești cu școala ta, cu clasa ta, cu banca ta, să stai cu colegul tău în banca unde ai stat și să povestiți despre ce, cum a fost liceul. E o rușine ce se întâmplă. Se dau niște legi proaste. Voi când ajungeți, poate să fiți legiuitori, poate să fiți niște oameni cu prestanță, să țineți la tradițiile acestea, la obiceiuri, la datini. Pentru că lumea asta în care trăim își bat joc de treburile acestea. Poporul ăsta, dacă dăinuiește prin ceva, dăinuiește prin tradiții frumoase, prin obiceiuri, prin cultură extraordinară. Vedeți că acum vor să se separe. Mie nu-mi plac chestiile astea. Teatru românesc, teatru unguresc. E un teatru în Satul Mare cu două secții care a funcționat și este al nostru, al poporului. E urât. Azi mâine o să spună că vrem primăria noastră. Da. Sincer vă spun că ne trezim la chestiile astea. De ce ne facem noi primări? Dar noi avem niște legi care trebuie să le respectăm și majoritatea nu poate fi încălcată de nimeni. Vreau să... Nu v-am întrebat dacă aveți regrete. Cred că nu aveți. Dar totuși, aveți vreun regret așa în viață? Nu, în viață nu am regrete. Sunt mândru de ceea ce am făcut. Totdeauna așa m-am gândit să fac, ca în momentul când mă voi uita înapoi, să fiu mândru și să fiu fericit de ceea ce am făcut. Da. Aș vrea să adresați un cuvânt părinților, cadrelor, colegilor, acum la început de an. Doresc ca anul nou să le aducă tuturor multă sănătate, ceea ce este foarte important, împlinirea tuturor dorințelor și profesorilor în special le doresc să aibă multă, multă răbdare cu noi. Drăguț. Alexandra. Și eu le doresc multă sănătate și multă iubire. Și multă iubire. Ce frumos. Și poți să transmiți părinților că iubești mult? Tati, mami, vă iubesc. Mua! Ce frumos. Alexandra, Horațiu, eu vreau să vă doresc să aveți un an plin de succese, sănătate, familia voastră să aibă sănătate și să trăiască în pace. Vouă vă doresc ca succesele să vă însoțească pretutindeni, sunteți niște copii admirabili, sunteți apropiați sufletului meu prin ce am discutat astăzi, vă apreciez, îi felicit pe profesorii voștri pentru că au asemenea elevi, iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumesc și până la o nouă întâlnire, Teodor Curpaș vă spune la bună revedere!